4 mașini au fost avariate din cauza unui șofer al Poștei Române, aflat în timpul programului la volanul unei dubițe inscripționate cu Poșta Română, în timp ce se deplasa spre tribunalul Buzău, a încercat să evite o mașină care ieșea din parcare aflată în spatele sediului poliției locale. Martorii spun că viteza acestuia era destul de mare pentru zona în care se afla. Din impactul cu autoturismul pe care și-a dorit să-l evite, acesta a ricoșat în alte 3 mașini parcate regulamentar pe sensul opus deplasării. Practic, cel de la poștă, care lucrează la poștă, a evitat un alt autovehicul și ricoșat în mașina. Te gândeai că o lași parcată regulamentar și o găsești făcută praf? E destul de greu să înțelegi de ce tocmai pe a ta ales-o, da? Așa au fost să întâmple, eveniment rutier, se poate întâmpla orice. Bine că nu sunt victime, că toată lumea. Incidentul a avut loc pe strada din spatele Bisericii Sfântul Sava în această după-amiază și, din fericire, nu a rezultat nicio victimă. Cele mai mari pagube materiale au fost în cazul unui bolid parcat regulamentar pe sensul opus.